Salariul minim va fi unificat în toate instituțiile din Republica Moldova, începând cu data de 1 septembrie. Proiectul de lege a fost aprobat în lectura a doua în cadrul ședinței plenare a Parlamentului cu votul a 68 de deputați. Modificările propuse vor asigura un cuantum minim garantat al salariului echivalent în orice instituție publică, companie privată sau entitate aflată la autogestiune. La fel, adoptarea legii va promova creșteri salariale echitabile în întreprinderile de stat, întreprinderile cu capital majoritar de stat și întreprinderile monopoliste. Se propune ca retribuirea muncii salariaților din unități, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, să nu fie mai mică decât salariul minim pe țară stabilit de către guvern. Amintim că în anul 2021 salariul minim în sectorul public era de 2100 de lei.